ziua, 6 și dacă v-ați săturat să vă vorbesc tot din cazări, astăzi am zis că facem un pic de schimbare. Suntem, dacă se termină ziua de astăzi, am ajuns la o treime din vacanța noastră. Sincer, așa cum am zis și ieri la cazare, am rezervat acea cazare pentru că mi-a plăcut cum arată efectiv imaginea de sus din balcon. Dar, odată rezervat, am zis ok, bună, stăm două zile aici, hai să vedem ce facem. Și e o zonă foarte stâncoasă și astăzi este ziua piscinelor naturale. Piscina naturală sunt niște chestii care sunt niște grote, niște gropi săpate în stâncă, în mod artificial și natural în unele locuri, alimentate numai cu apă de mare. Deci, în momentul în care vine valul, umple piscina și lumea se distrează înăuntru. Dar toată zona de nord-vest este un paradis al surferilor. Este o zonă cu mult vânt, este o zonă cu valuri mari și este o zonă foarte stâncoasă. Este zona în care apa oceanului nu prea este ok pentru înotat. Și hai să vă arăt niște scene de aici. Apa absolut sălbatică, nu știu dacă doar astăzi este așa sau e o chestie normală, dar are și zona asta farmecul ei. Aici o mică zonă unde s-a surpat totul, asta ca să vă dați seama că lucrurile nu sunt tocmai pașnice. Hai să încercăm să și coborăm un pic. Hello! Wow! Na, vă băgați la baie, copii? Nu. Păi de ce nu? Că sunt valuri faine. E prea sălbatică marea. Ți-a făcut baie? Da. Oceanul ăsta. Vai, vai, uite acolo, dacă vă uitați atent, se vede și Florida. Cred că spre sudul Statelor Unite suntem noi ca și poziționare, poate chiar spre America de Sud un pic. Mexico. Multă sare e aici. Ce multă sare e aici. Ai sare? Da. Cum s-a uscat, s-a evaporat apa, a rămas sarea. Și cam asta este o piscină naturală. Se intră de pe acele scări, acolo. Și avem un spațiu care e alimentat cu apă din mare. Din când în când mai vine câte un val mai frumos și bagă totul spre interior. Și acolo, în depărtare, se mai văd niște scări, doar că astăzi cred că marea este mult prea agitată ca să poți să folosești și acea zonă. Și asta e distracția de aici. Arată foarte, foarte bine.
A doua locație de astăzi, am mers de la sudul localității unde stăteam noi până la nord. Dacă prima oară ați văzut cum arăta, asta este Ponta del Hidalgo, sper că am spus bine. O să vă ducem și după curba asta mai în spate ca să vedeți și cum arată aici piscina naturală. Ideea este că aici avem steag roșu la piscină, deci nu putem să intrăm în ea. Așa că facem prima oară o plimbare pe faleză până la far, un far un pic deosebit, și după aceea ne întoarcem. Ceea ce e interesant însă este faptul că vin foarte mulți ocalnici în zona asta de plajă și sunt de fapt o groază de piscine naturale, pentru că se adună apa în aceste băltoace și se încălzește peste zi. Chiar mai încolo este o zonă în care era așa ca un golfuleț în care intra apa și erai protejat de valurile oceanului, erau oamenii cu măști de snorkeling și făceau tot felul de scufundări ca să găsească fructe de mare și crab și ce mai este. Dar o zonă interesantă, nu știu dacă e pe placul meu, adică sincer nu știu dacă aș sta o zi întreagă aici sau măcar o jumătate de zi, e vorba între noi, dar se pare că lor le place. Și aici apare și nisipul negru,